de Basarabia desemna pe la 1400 țara românească, adică țara dinastiei basarabilor care stăpâneau și ținutul de la nordul deltei Dunării. Dar pe măsură ce Moldova mușatinilor se extinde spre Dunăre, termenul de Basarabia ajunge să desemneze numai teritoriul de la nordul fluviului și al Mării Negre cu Chilia și Cetatea Albă. Când în zona apare Imperiul Otoman, acest teritoriu capătă și un nume tătăresc, Bugiac. Peste două secole, slăbirea Imperiului Otoman, expansiunea Rusiei și pretențiile Austriei duc la războaie austriaco-ruso-turce, purtate în principatele române și soldate inclusiv cu pierderi teritoriale. Astfel, în 1774, Habsburgii anexează Bucovina, iar în 1790, Rusia, învingătoare în fața Turciei, preia cetatea Ismail, aflată la 80 de kilometri de vărsarea Dunării prin brațul Chilia, în Bugiac. În 1812, după 6 ani de război ruso-turc, interpretarea numelui de Basarabia devine crucială. Folosindu-se de corupție, dar și de ignoranța conegociatorilor francezi, rușii victorioși le-au spus tuturor că Basarabia nu se limitează la Bugiac și că s-ar întinde mult în nord. Așa apare gubernia țaristă Basarabia, cu administrație și educație în limba rusă pentru mai bine de 100 de ani. Dar și gubernia Basarabia a avut parte de modificări de frontiere. În 1856, Rusia pierde războiul Crimeii, iar Anglia și Franța, care ajutau Imperiul Otoman, hotărăsc revenirea a 3 județe din sudul Basarabiei țariste la Principatul Moldovei. Războiul de independență din 1877 a fost declanșat de Carol I în contextul unui alt război ruso-turc. Congresul de la Berlin, care a urmat, a oferit Rusiei învingătoare chiar din teritoriul aliaților români. Cele 3 județe din sud, Cahul, Ismail și Bolgrad, intră din nou în componența guberniei Basarabia, iar România primește drept compensație Dobrogea. În 1914, la începutul primului război mondial, România preferă neutralitatea, dar în 1916 se alătură Antantei împotriva Germaniei și Austriei. Izbucnirea Revoluției Bolșevice a grăbit hotărârea basarabenilor de a se uni cu România. După negocieri cu guvernul regal, la 27 martie 1918, Sfatul Țării votează cu 80 de voturi pentru, 36 de abțineri și 3 contra alipirea la România. Este prima declarație de uniune parafată de România aflați până atunci în afara granițelor. Va urma Bucovina în noiembrie și Transilvania în decembrie. Al doilea război mondial spulberă România Mare. În urma înțelegerii dintre Hitler și Stalin, România este nevoită să evacueze Basarabia în iunie 1940. Regimul Antonescu a recăpătat teritoriul până în 1944, dar Bucureștiul nu se poate opune pretențiilor Moscovei la conferința de pace de la Paris. Basarabia este pierdută oficial prin tratatele din 1946-1947, iar Stalin îi atașează Transnistria și oferă sudul ei Ucrainei. Desărmarea URSS în 1991 nu a schimbat situația Basarabiei.